O mulțime de povești fierbinți născute în America Latina au sosit acasă în cei 13 ani de când ne dăm întâlnire aici cu toții. Actrițe ca Natalia Oreiro, Edith Gonzalez, Gabriela Spanic sau Talia v-au ținut cu sufletul la gură în fața televizoarelor. Haideți să vedem o scurtă trecere în revistă a celor mai fascinante telenovele străine de acasă. Acasă și-a deschis porțile în urmă cu 13 ani, în 1998. Acesta a fost anul în care în casele voastre ați primit-o cu inima deschisă pe Sărmana Maria, o telenovelă clasică care o avea pe celebra Talia în rolul principal. Partenerul frumoasei mexicane era fermecătorul Fernando Colunga, actorul cu care a fost dogodită chiar în perioada când s-a filmat telenovela. Uraganul Talia a făcut furor și în cel de-al doilea an acasă, cu Marimar, una dintre telenovelele care formează trilogia Mariilor. Anul 2000 a fost declarat Milimania sau Orei Romania, iar asta datorită telenovelei Înger Sălbatic. Toată lumea și-a dorit să fie Ciolito, toată lumea o adora pe Natalia Oreiro și îi fredona melodiile de pe coloana sonoră. Nu știu ce este acasă. Es verdad, usted no me podía ver ni pintada, ni en figurita. Poco a poco no le fui cayendo simpática, ¿eh? În 2001 ați avut parte de Betty Mania. Ați cunoscut-o și ați trăit alături de Betty cea urâtă, prima telenovelă atipică ce avea ca personaj principal o fată care contrazicea cu totul standardele de frumusețe. Tot în acest an ați vizionat cu sufletul la gură și Intrusa, telenovela care v-a readus-o pe micile ecrane pe frumoasa Gabriela Spanic. Nu ați ratat nici pasionala poveste de dragoste din Terra Nostra, o poveste care v-a răscolit și care a trezit în fiecare dintre admiratori un ocean de emoții și sentimente. A venit timpul apoi să cădeți sub vraja dansurilor exotice ale artistei Edith Gonzalez. Telenovela Salomea a devenit cel mai vizionat program în 2002 datorită fascinantei sale povești. Astfel, Salomea a reușit să ocupe cel mai înalt loc în topul săptămânal al celor mai urmărite programe de la toate televiziunile. În topul preferințelor voastre din 2003 a intrat repede Clona. Telenovela face parte din acele povești care vor rămâne mereu în amintirea publicului. Aici ați găsit o iubire care a trecut dincolo de barierele religioase, a supraviețuit trecerii timpului și a învins rigurozitatea ființei. Tot în acest an, Amor Real v-a introdus într-o epocă de profund romantism. 2004 a fost anul în care ați fost uimiți episod cu episod și ați stat cu sufletul la gură clipă de clip alături de telenovela Legături de familie. Pe măsură ce se desfășura intriga, erați din ce în ce mai surprinși de întorsătura pe care o luau lucrurile și care schimba pentru totdeauna destinele personajelor. Tot în 2004, Acasă a adus în România pe Gabriela Spanic, atât la propriu cât și pe micul ecran, în telenovela Prizoniera. Ați descoperit atunci povestea Guadalupei Santos, o fată de 13 ani drogată și violată de către Ernesto Rio Bueno, un bărbat care o hărțuia de multă vreme. Anul 2005 a fost cucerit de telenovela Ruby. Aceasta vorbea despre lupta constantă din sufletul unei femei prinsă între dorința de a-și găsi iubirea și obsesia disperată pentru bani. Tot atunci o altă telenovela a ridicat controverse. Mama Vitregă v-a ținut cu sufletul la gură până la final. Abia atunci ați aflat răspunsul atât de mult așteptat la întrebarea cine este criminalul. O adevărată isterie au creat în 2006 în România episoadele din Trupul Dorit, cele care spuneau povestea unui bărbat care iubea viața, a murit, dar a reușit să se întoarcă printre cei vii pentru a recupera ce a pierdut. Totul în numele iubirii. Telenovela fenomena anului a fost însă Rebelde, cu o poveste care v-a ținut cu sufletul la gură episod cu episod. 2008 a fost anul telenovelei Iubire cu chip rebel. Ați trăit fiecare clip alături de personajele poveștii. Ați trecut prin intrigi, iubiri, pasiuni, întorsături de situație și ați urmărit captivați pas cu pas fiecare emoție. În 2009 v-a adus-o pe Dona Barbara. Edith Gonzalez, starul telenovelei, a avut nevoie de dubluri pentru scenele de nuditate, dar nu și pentru cascadoriile periculoase pe care le-a interpretat ea însăși. Însă asta nu fără mici sacrificii. Edith a căzut de mai multe ori de pe cal și a luxat mâna și a suferit sute de înțepături de insecte. Tot acasă, în 2009 a fost difuzată și telenovela Fără sân nu există paradis, o producție extravagantă care v-a atras atenția asupra riscurilor la care femeile se supun din dorința de a fi mereu frumoase. În același an, telenovela În numele iubirii v-a arătat o poveste magică în care personajele sunt dispuse să facă orice sacrificiu, desigur, în numele iubirii.
Anul trecut a fost și el la fel de special. A stat acasă cu sufletul la gură, cucerit de telenovela Predestinați. Era povestea Mariei Jose, o fată simplă ce aștepta cu nerăbdare ziua în care se va căsători cu Alejandro Lombardo. Asta fără a bănui o clipă că acest Alejandro era de fapt Bruno, fratele vitreg al adevăratului Alejandro. O altă poveste de iubire care v-a emoționat până la lacrimi ați văzut și în Cameleoni, o producție în care v-ați reîntâlnit cu Edith Gonzalez. De 13 ani, cele mai frumoase povești de iubire sunt acasă, pasiuni dezlănțuite, sentimente pure, nu de puține ori umbrite de trădări și răzbunare, dar în care iubirea triumfă întotdeauna. În 2011, poveștile continuă acasă, cu premiere spectaculoase, actori de primă mână și super producții care au făcut încă în jurul lumii. Acasă au venit deja telenovelele Demon și Înger, căutând-o pe Elisa, iar mai târziu vă vor aștepta cu nerăbdare Teresa, Suflet rătăcit sau Soy tu Dueña. Povești care au scris istorie în întreaga lume, povești care vă fac să visați, povești cu suspans, intrigi, iubire, momente emoționante și multe surprize le veți descoperi întotdeauna doar aici, acasă. Asta e o promisiune. Poveștile continuă după